Bună dragilor, bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Astăzi aș vrea să vă prezint produsele pe care le-am descoperit în Sephora și mă refer la Sephora România, pentru că diferă cumva magazinele Sephora uh, din, din România în comparație cu magazine din alte țări. Uh, putem să avem mai mult sau mai puține branduri și uh, haideți să vă arăt uh, Plus că diferă și de la magazin la magazin. Și haideți să vă arăt cam ce am descoperit eu în Sephora și ce am cumpărat. Marea majoritate a produselor sunt produse pe care le-am achiziționat anul acesta. Așa că nu cred că am ceva de anul trecut. Ba da, o singură paletă o am de anul trecut. Una singură, restul sunt uh, noutăți de, de anul acesta. Și haideți să începem și să vă arăt exact ce... Ce am cumpărat de la Sephora și, evident, să vă faceți și voi o idee, cam ce puteți să găsiți și care sunt brandurile care m-au încântat pe mine și m-au um, convins să, să cumpăr produse. Um, cred că o să încep cu un produs care îmi place foarte, foarte mult și anume, tot timpul mie îmi plac foarte mult paletele și o să încep să vorbesc despre palete acum, pentru că chiar îmi plac foarte mult paletele și anume această paletă de la uh, Pat McGrath. Uh, acesta este un uh, brand destul de scump. Uh, mi îmi plăcut foarte mult ambalajele lor, dar și produsele. Și am văzut că cei de la Kiko au scos acum uh, o gamă recentă și cum să zic eu? Posibil că s-au inspirat din paletele acestea. Aș vrea să-mi cumpăr și eu o paletă de la Kiko similară. Dar eu pe aceasta am descoperit-o la Sephora uh, și cred că a fost achiziționată la începutul anului. Uh, sunt foarte multe produse achiziționate pentru că în fiecare lună primesc niște beneficii și eu le. aceste beneficii le transfer în vouchere și atunci tot timpul cumpăr produse și mai ales dacă le găsesc la reduceri cu atât mai mult. Uh, um, Cumpăr mai multe produse, da. Și această paletă chiar îmi place foarte mult. E o paletă pe care o folosesc destul de intens. Și avem uh, paleta, din câte știu eu, este Allure Nude. Aceasta este. Foarte drăguț și ambalajul. Și cel mai mult și cel mai mult îmi plac culorile. Sunt foarte pigmentate. Și pe aceasta am folosit-o destul de mult. Eu folosesc foarte mult auriu, bronz culori din acestea calde, da? iar mai ales acum toamna și iarna chiar sunt super potrivite și am văzut că am folosit și maroul acela pentru eyeliner. Da, îmi place foarte mult paleta și v-am zis, sunt curioasă să văd și ce au făcut cei de la Kiko cu, cu paletele, nu cred că vor fi atât de scumpe ca acestea, deși am observat că cei de la Kiko au produse destul de scumpe, aproape că se apropie de produsele high end. De altfel, nici nu mai e o diferență foarte mare între produsele high-end și produsele acestea care, să zicem, sunt de drugstore sau nu mai e o diferență foarte, foarte mare. Da, foarte, foarte drăguță această paletă și am văzut-o la secțiunea de mini și pur și simplu aveam de foarte mult timp în gând, așa că acolo am descoperit-o și am și achiziționat-o. Apoi vă spuneam eu la un moment dat de o paletă pe care am cumpărat-o anul trecut și anume această paletă Man Eater, de la Tarte. Prima dată când am făcut cunoștință cu acest brand a fost din Sephora. Am văzut acolo această paletă care m-a atras din primul moment și am zis că îmi doresc. Totuși mi s-a părut un preț cam scump, cam mare la momentul respectiv. Așa că am cumpărată nu din Sephora, ci din, uh, uh, din uh, de la tart, însă uh, se găsește și în uh, uh, Sephora. deci chiar, uh, chiar de acolo de acolo a pornit să zicem așa discuția uh, sau mă rog, dragostea mea pentru acest brand tart, de la, de la această paletă, practic, aceasta a fost. Uh, Trigger-ul, să zic așa, care m-a convins să cumpăr brandul acesta și foarte multe produse de la brandul acesta, că am destul de multe. Uh, și uitați-vă cum arată, foarte drăguță această paletă și la fel o folosesc foarte des, mai ales toamna și iarna, dar și vara, pentru că îmi place foarte mult argintiul și bronzul, deci îmi plac foarte mult culorile acestea calde. Da. Bun. Pentru că vorbeam de palete și eu am o pasiune pentru palete. Tot la Sephora am descoperit o paletă pe care au creat-o cei de la Tart. Și anume această maxi paletă Tartlet, da. Reflection, o paletă superbă, superbă, creată de ei. Și să vă spun sincer acum la reduceri este 200 de lei. Deci chiar mi se pare. O paletă foarte bună, ca și preț, un raport, calitate, preț foarte bun și, practic, ei cu această paletă au vrut să celebreze cumva 25 de ani de când există acest brand. Și vreau să vă spun că, mai ales că eu sunt fantar și mie îmi plac foarte mult produsele, am zis că nu se poate, trebuie să am și eu această paletă care este practic ediție limitată. Dar mi s-a părut atât de drăguță și atât de frumoasă încât am zis că trebuie să o, să o cumpăr și eu și să o am și eu în colecția mea. Dacă vreți să o achiziționați, să știți că acum chiar se găsește la reducere și are un preț foarte bun. Deci ea arată cam așa, paleta. Uitați-vă că chiar se văd așa artificiile pentru aniversare, cum ar veni. Și o să încerc să văd dacă reușesc să o deschid ca să o și observați cum arată. Foarte frumoasă paleta. Și practic eu am descoperit-o... Pur și simplu un magazin în magazinul Sephora, am fost acolo și am văzut-o și a fost așa. Tot așa dragoste la prima vedere când am văzut-o că e atât de frumoasă și atât de pigmentată, și atât de sclipicioasă. Am zis că nu se poate, trebuie să am și eu această paletă care practic conține toată coloristica necesară și mau, vă vedeți, și roz și auriu, da, foarte frumoasă și argintiu, superbă paleta și am zis că nu se poate, trebuie să o am și eu, este o paletă așa de, de suflet și pe aceasta prima dată când am văzut-o, am văzut-o în Sephora. Bun, haideți să vedem ce mai avem, ce produse mai avem. Sper să reușesc să le și da. Bun, eu le țin în cutie ca să se mențină mai bine și să nu se prăfuiască. Apoi, ce produse am mai descoperit? De foarte mult timp urmăream această paletă de la Huda Beauty. Am văzut-o de câteva ori și tot timpul era la raft stock 0. Și am prins-o la un moment dat online și când am văzut că există pe stoc uh, online, am și achiziționat-o. E drept că n-am luat eu uh, numărul cel mai indicat, ar fi trebuit să merg pe o nuanță un pic pe medium, dar e ok și aceasta. E o paletă care îmi place foarte mult. Am purtat-o de câteva ori sau mă rog, am folosit-o de câteva ori mai degrabă și îmi place foarte mult. Este foarte pigmentată și are foarte, foarte mult uh, glitter. Și o să vă și arăt această paletă cum arată, foarte drăguță este. Și vedeți că am folosit-o, da, și deci găsiți și acest brand Huda Beauty. Și ce îmi place la Sephora, că acum oamenii, mă rog să zicem așa, toată lumea s-a obișnuit ca lumea să vină să testeze uh, și chiar nu, nu te agasează cu întrebările, să vină pe, peste tine să te întrebe ce faci, ce dorești, ce... Pur și simplu poți să testezi fără nicio problemă, deci nici nu mai ai nevoie să te duci la un eveniment Sephora, că poți să te duci să testezi în magazin. Și apoi dacă nu ești decis să-ți faci comandă online sau dacă, de exemplu, ai o ofertă mai avantajoasă online, pentru că există o diferență între cumpărăturile din magazin și cumpărăturile online și de multe ori se întâmplă ca din aplicație să ai anumite reduceri pe care nu le obțin în magazin și atunci e bine să te duci să testezi înainte produsul și am observat că sau au cam obișnuit așa cu oamenii care vin să testeze, să verifice produse să, uh, și nu mai sunt așa de agasan să vină peste tine să te întrebe da ce vrei, dacă ce dorești, dacă ce cauți, dacă ce nu știu ce, că fiecare om Știe clar, mai ales în lumea aceasta a informației în care avem acces la informație, te duci, știi deja, ai aflat o informație, te-ai uitat pe niște riluri, te-ai uitat pe niște videoclipuri și când te ai ajuns în magazin doar tu vrei să vezi textura, să vezi dacă într-adevăr coincid culorile, poate și să vezi așa prima impresie, dar deja ești informat. Așa că nu mai ai nevoie să depinzi de informațiile unei persoane din magazin. Tu pur și simplu ți-ai făcut temele, ai ajuns în magazin, știi ceva, știi ce vrei să testezi, doar pui punctual probleme, uh, întrebări, știi. Da, și am observat că chiar poți să testezi fără nicio problemă. Apoi ce am mai uh, descoperit la ei și ce am mai cumpărat de la ei este brandul Dior. Au și ei uh, brandul Dior, comercializează brandul Dior și ce îmi place că mai au uneori campanii și reduc și au și reduceri la acest brand și mai au și oferte, ori primiți niște uh, sample-uri, ori primiți niște, nu știu, pouch -uri. Eu, de exemplu, am comandat odată de la Dior, aveau și reducere și am primit și un pauci, și m-am bucurat, vă dați seama. E drept că în pauci eu mă așteptam să fie mai multe produse de testat, nu au fost foarte multe sample însă m-am bucurat că am primit uh, acel pauci. Iar aici avem această frumoasă paletă de la Dior Backstage, care îmi place foarte mult și care evident că se găsește aceasta. Foarte drăguță este paleta aceasta. Uitați-vă cât este drăguță superbă. Mi-aș fi dorit și o nuanță mai închisă, însă nu e așa o mare prioritate. Da, foarte, foarte drăguță și această paletă pe care v-am zis. O, mi-o doream de foarte mult timp și mi-am achiziționat-o de la, de la ei, așa că găsiți și brandul Dior. Singurul lucru este că nu toate produsele pe care le veți găsi la Dior, Uh, cele noi apărute, le veți găsi în momentul următor și la Sephora România. Adică durează ceva o perioadă de timp când apar și la noi în România. De exemplu, acum au apărut la Dior anumite uh, cutii speciale de sărbători. Încă nu au apărut în magazine, a observat că nu sunt nici în Dior boutique. Deci durează așa un delay între produsele apărute la anumite branduri și ceea ce se aduce. Acum sunt doar colecțiile vechi. da. Nu, nu sunt colecțiile de ediție limitată. Posibil să apară mai târziu, deocamdată găsiți numai colecțiile mai vechiute, să zic așa. Da, foarte drăguță paleta, am folosit-o de câteva ori și este una dintre favoritele mele. Și dacă vreți așa să vedeți favoritele lunii, o să vă las un link și puteți să găsiți. Și o să vedeți că în mare, o să cam găsiți în mare parte o parte din produse, nu chiar toate, dar o mare parte din produse. Bun, un alt brand pe care l-am descoperit la ei este și acest Rare Beauty, deci au produse și de la Rare Beauty. Și am descoperit acest blush care arată ca un macarons, ca un fursec francez, foarte drăguț și foarte, drăguț, foarte simpatic și forma este anatomică, să zic așa, foarte ușor de, de ținut așa, nu-ți alunecă, foarte, foarte drăguț și îmi place foarte mult acest blush că este foarte pigmentat, este foarte ușor. E o formulă așa mai aerisită, un pic, nu e nici uscat, nici cremos, nu știu, e o combinație așa foarte, foarte interesantă. Mie mi se pare un blush aerat, adică nu e nici uscat, dar nu e nici foarte juicy, așa foarte suculent ca un blush din acela lichid. Nu știu, e o formulă foarte interesantă, dar este și foarte firav. Dacă scăpat pe jos, se face praf, așa că trebuie să aveți mare atenție cum folosiți. Însă, este unul dintre blașurile mele preferate, acesta de la Rare Beauty. Îmi doresc să mai cumpăr ceva, un iluminator sau poate o altă nuanță. Sunt superbe blașurile acestea și le-am descoperit la, la Sephora. Când am. Testa prima dată, am fost atât de uimită de consistența lui și de formula lui și cum se simtea pe piele, încât imediat l-am și cumpărat. Cum l-am văzut, imediat a fost așa dragoste la prima vedere. Să zic are și oglindă, nu v-am arătat-o, însă are și oglindă. Apoi, un brand, o să vedeți că am aici o multitudine de branduri și mi-am propus să încerc mai multe branduri, să văd așa cam cum sunt și cum se prezintă. Bun, aici avem o pudră. De fapt, este un blaș, nu este o pudră. Există și pudră, nu am încă, dar urmează. Da, avem un blaș de la Prism Libre, blaș de la Givenchy. Este un blaș foarte drăguț. Foarte simpatic. Eu inițial am crezut că este o formulă mini size, dar de fapt nu. Acest blush așa arată. Acesta este full size-ul. Acesta este mărimea lui. Uh, și eu am uh, numărul tafetăs Rose, da. Nu v-am spus numărul la acesta, la Rare Beauty uh, nuanța Happy, da. Uh, la uh, Dior Backstage avem nuanța uh -huh, Rose Gold, da. și la huda beauty avem light glow ca să nu uităm așa deci și și ce avem aici avem o pudră deci este foarte drăguț produsul ca și ambalaj îmi place foarte mult este un roz din acesta foarte delicat um... Și ca și număr, cred că, v-am zis deja, se numește Tafeta Rose, dar îmi place foarte mult ambalajul. Și chiar recent mi-am dorit să folosesc acest produs pentru că arată divin, pur și simplu divin, uitați-vă și voi cât este de elegant și cât este frumoasă cutiuța. Foarte frumoasă, deci pur și simplu îți vine să, dacă nu te machiezi în fiecare zi, parcă îți vine să te machezi în fiecare zi, da? Și aici avem mai multe nuanțe de roz, care ele cumva se combină și îți creează așa un, 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 un blush superb, da? Și vine și cu un aplicator așa de, delicat, feminin, foarte frumos acest aplicator. Și uitați-vă că este și folosit. Nu este o nuanță foarte, foarte intensă, dar să știți că pe cameră cred că pare un pic cam pal, palid așa, cam pal. Însă e suficient, adică mie cel puțin mi se potrivește. Dacă vreți ceva mai intens, evident că tapotați mai mult. Eu nu am nevoie neapărat, pentru mine este suficientă nuanța. Da. E foarte, foarte drăguță, și cutia îmi place foarte mult. Este foarte drăguță. Inițial am crezut că e mini size, dar era de fapt un full size. Asta este, așa arată full size-ul. Însă îmi place foarte mult și acest produs. Da, și de la Sephora l-am achiziționat. Bun, haideți să vedem ce am mai găsit. Am găsit și aceste produse ale lor și au câteva produse care sunt destul de bune chiar sunt impresionată așa de calitatea lor, nu au un preț foarte ridicat, dar cumva se gândesc la toate buzunarele, adică oferă și uh, produse din acestea bune la un preț rezonabil. Acum vă dați seama ca și experiență, dacă vreți o experiență și sunteți make-up artist sau pur și simplu vă plac produsele cosmetice, cu siguranță o să vă doriți să încercați... Și alte branduri și mai ales branduri din acestea high-end, adică nu o să vă opriți doar la un produs Sephora dacă sunteți iubitori de make-up. Acesta o să fie doar începutul, dar să știți că și aceste blașuri pe care le-am descoperit mi, mi se par super interesante. Eu pusesem ochii pe o nuanță, pe un roze, însă nu am mai găsit pe stoc, așa că l-am luat pe acesta. Foarte drăguț, o, o culoare interesantă, nici nu m-aș fi gândit să o încerc, însă chiar e o, o culoare interesantă. Bineînțeles că este un produs din acela 3 în 1, doar că eu îl folosesc doar pe post de blush, iar acest număr, sau mă rog, este numărul 4, Daring Tangerine, Tangerine, mă rog, este mandarină, ca să zic așa, și chiar se vede culoarea unei mandarine. Haideți să vedem ce mai avem pe aici. Mai avem că vorbeam de produsele Sephora. Am mai descoperit aceste trei uh, produse. Le-am găsit la reducere și evident mie îmi plac și am obsesie așa nu știu îmi plac foarte mult paletele probabil unde și îmi place foarte mult să și pictez uh, atunci nu știu cred că le asociez cu paleta de culori. Habar am care e situația. Cert este că îmi plac foarte mult uh, paletele și aici avem uh, cam foarte multe palete. O să vă arăt una dintre ele. Aceasta, cât este drăguță, și aceasta pe portocaliu, maro, um, auriu. Da, foarte frumoasă, foarte, fru foarte frumoasă și această paletă. Cred că merge foarte mult cu blașul acela care vi l-am arătat mai devreme. Da, foarte drăguță și aceasta este. Um, deci, ca și număr, cum se numește numărul. Pink Dimension, Dimension, Pink Dimension, Dimension Rose, da, nuanțe de portocaliu, roz, crem, bej și mai avem aici la fel și alte nuanțe, nuanță mai am aici, um, Bronze Vision, Bronze Vision și Infinite Nude. Infinite Nude, aceasta este pe, pe Maro. Da, toate trei mi-au plăcut și le-am descoperit la ei, mi-au plăcut atât de tare încât le-am luat pe toate trei. Bine, le-am găsit și la un preț foarte mic. Paletele astea costă cam 70 de lei și eu le-am luat cu 25 de lei, vă dați seama, au fost un preț așa de neconceput. Practic, am cumpărat echivalentul unei palete, eu am cumpărat trei palete. Acesta a fost motivul pentru care le-am și cumpărat pe toate trei. Bun, ce branduri am mai descoperit acolo? Acest produs, un ruș de la Fenty Beauty. Eu nu prea am foarte multe produse de la Fenty Beauty, să vă spun sincer. Nu știu, când îmi place foarte mult un brand, de obicei cumpăr cam toată gama de produse de la brandul respectiv, așa mi se întâmplă. Așa că eu am cumpărat foarte multe produse de la Tarte. Uh, și de la Fenty Beauty nu prea am cumpărat foarte multe produse. Uh, și ce să vedeți că am pus ochii pe acest ruj. De fapt este un um, gloss bomb sticks, stick, sticks, da, high shine gloss stick, dar el se cheamă gloss bomb sticks, așa și high shine gloss stick. Îmi place, e o combinație între lip, balm, ruj și cam așa este. E ceva ce... Culoarea e interesantă. Îmi place și cum arată. Doar că ca și textură mi-aduce aminte de rujurile de la tart acelea maracuia juicy, ceva de genul ăsta. Nu știu, au aceeași textură, sunt foarte cremoase, um, mi se par și hidratante și acesta la fel, mi se pare cremos, hidratant. Mm, nu este foarte intensă culoarea, însă e destul de vizibilă și foarte interesantă așa textura nu cred că mi-aș mai cumpăra altă culoare, adică în niciun caz n-am făcut o pasiune pentru genul acesta de ruj. Însă e o variantă. Cred că dacă îl țin geantă la soare, se topește, efectiv nu mai rămâne nimic din el. Asta e părerea mea personală. Pur și simplu e super cremos, super, super cremos și cred că la o temperatură ridicată, nu știu dacă am făcut acest test, dar cred că nu mai rămâne nimic din el. Însă eu am luat varianta Hibiscus, da, de la uh, 05, da, de la Fenty. Mi s-a părut interesant și am zis de ce nu să-l iau și eu, era la reducere și am zis eu ocaz. Nu pot să zic că e preferatul meu, e drăguț, e bun, dar da, eu nu prea mă dau un vânt după libalmuri, însă acesta l-am descoperit la Sephora și mi l-am și luat. Haideți să vă mai arăt acum alte produse. Și aici vorbim despre brandul Guerlain, care mi se pare foarte drăguț, foarte interesant. Cred că cele mai interesante branduri, să zic așa, ca prezentare, ca ambalaj și cum se prezintă, sunt produsele de la. Dior și produsele de la Guerlain, din punctul meu de vedere. Dar mi se pare că Guerlain nu a venit peste Dior. Acum încearcă și Dior cumva să mai vină, să se mai reinventeze. Și mai ales acum cu colecția care a scos-o de iarnă, chiar mi se pare că încearcă să se reinventeze un pic. Dar produsele de la Guerlain sunt de o frumusețe și de o eleganță. Ce să mai sunt top din punctul meu de vedere. Uitați-vă și voi cum vine carcasa de la Carcasa de la Guerlain vine într-un săculeț de catifea care este branduită cu Guerlain, deci pur și simplu, vă dați seama că nu se aruncă acest săculeț, pentru că mie mi se par așa genul ăsta de produse sau de rușuri pe care le ții un an de zile de acum încolo și nu le arunci, mi se par produse din acelea vintage pe care le lași nepoților, să zic eu sau uh, pentru că mi se par foarte drăguțe de un finisaj și de o eleganță deosebită. Eu am aici o variantă cu sclipici, foarte mulți sclipici. Uitați-vă și voi ce carcasă. Nu știu dacă mai există vreun produs pe piață care să fie peste acesta. Eu nu ne-am văzut. Bineînțeles că el are și un preț destul de ridicat. V-am spus cele de la Dior poate că se mai apropie și acolo sunt niște carcase deosebite, dar uitați-vă și voi cum arată rujul acesta deci este un maxim de eleganță și de pur și simplu mi se par produse aristocratice dacă mă credeți pe mine cam asta e părerea mea personală rujuri din astea aristocratice sau mă rog cam asta gherlan mi se pare așa un pic pentru lumea bună um, da și haideți să vă arăt un pic cum arată și rujul, rujul am ales o variantă metalică care e foarte, are câteva particule metalice, sidefate. Foarte frumos, acest ruș, îmi place maxim cum arată. Și le-am găsit la, la Sephora. Se găsesc și la Douglas, dar nu în toate magazinele Douglas, și se găsesc doar în anumite magazine. În Băneasa cred că se găsește brandul Douglas. Am observat că magazinul Douglas din Băneasa are niște branduri. Și niște produse mult mai uh, uh, diversificate ca în alte magazine. da. Și acest uh, ruj l-am descoperit tot la ei și l-am și achiziționat, tot așa au avut niște promoții. Uh, și tot așa pentru că îmi doream un... ceva drăguț, ce credeți, am găsit la ei un produs care a fost ediție limitată și nici n-am știut că este ediție limitată și această paletă. Am mers ulterior la punctul de vânzare, la Beautique Guerlain din Băneasa și mi-am dat seama că de fapt și de drept acest produs a fost ediție limitată și mă bucur că l-am achiziționat și l-am descoperit la Sephora. Uitați-vă cum vine, într-un într pouch sau într-un săculeț din acesta de Catifea. Și așa arată, deci este de colecție. Uitați-vă și voi cum arată carcasa. Și să-l și desfacem zic eu, să vedeți cum arată acest produs. Da. Produsul arată cam așa. Uitați-vă cât este drăguț. Are și oglindă, dar nu vreau să ne oglindim. Și vreau să vă spun că este foarte, foarte drăguță și uh, și produsul, uitați-vă că avem și o pensulă, dar și, și culorile sunt foarte frumoase, dar îmi place foarte mult ambalajul, cum arată această, această paletă, care a fost ediție limitată. Fără să știu, mi-am luat această paletă în ediție limitată, am prins-o la Sephora. Deci, chiar am fost o norocoasă pentru că am luat acest produs și v-am spus, l-am descoperit la ei și cei de la Sephora au un sistem de loialitate și mai au diverse promoții dacă cumperi produse după o anumită sumă sau care depășește o anumită sumă poți să primești și parfumuri sau și aici am primit un, un pouch cu vreo 3 parfumuri Pur și simplu mi-a plăcut foarte tare ideea asta și asta înseamnă să fii un magazin mare pentru că îți permiți să fidelizezi clienții și poți să mai oferi și anumite produse pentru testare. Și aici avem câteva parfumuri, trei parfumuri mi se pare de la Guerlain pe care le-am le primit. În urma acelei comenzi care avea și reduceri și ce să vă zic, am fost super mega încântată, da. Acesta este și săculețul de la Guerlain primit de la Sephora. Deci și chiar ce am observat eu, că am discutat și cu fetele de la Guerlain din din Băneasa că promoțiile lor diferă de promoțiile de la Sephora și de multe ori se întâmplă să obții produse avantajoase sau mă rog promoții de la mai bune la Sephora decât efectiv de la Guerlain, de la boutique. Deci e o chestie foarte ciudată că de obicei ar trebui să fie invers, dar iată că nu se întâmplă așa. Bun. Ce am mai descoperit? Am mai descoperit câteva parfumuri. Nu cred că o să vă spun notele pentru că o să facem un clip din acela lung cu note și cu și o să fie prea mult și s-ar putea să vă pierdeți răbdarea. Însă am comandat un catalog la ei și ce să vedeți, am descoperit acolo și această paletă de la Makeup by Mario. Nu am nimic de la brandul acesta și el, da, se găsește în Sephora, în România și dacă vreți să vă cumpărați produse, le găsiți. Să știți că clipul acesta nu este sponsorizat, dar este mai mult pentru informarea voastră. Și haideți să vă arăt și paleta pe care am primit-o din calendar. Arată cam așa. Foarte drăguță. Era și una interesantă pe albastru. Mi-aș fi dorit-o și pe aceea, dar și aceasta este drăguță. Uitați-vă, și, și paleta pare pigmentată. Um. Pare că are așa un sclipiș și un glitter foarte drăguț. Mie îmi plac produsele acestea cu glitter și avem acolo și un roz corai și un bronz. Da, foarte drăguț. Și un auriu. Foarte, foarte drăguță această paletă. Și am auzit numai lucruri bune despre produsele de la Make Up by Mario. Apoi, un alt brand care se găsește în Sephora este și Huda Beauty. De fapt, v-am zis de acest iluminator pe care l-am luat de la, din gama Glow Obsession. Se găsesc și rujuri și eu am aici o variantă de toamnă. Este varianta Bombshell. Da? Și am această variantă pe care am găsit-o în calendarul Advent Calendar de la Sephora, Sephora Favorites. Da, foarte, foarte drăguț și acest ruj. Și haideți să vedeți nuanța. Este o nuanță de toamnă, e un nude spre ciocolată, dar și miroasea ciocolată, foarte, foarte simpatic și acesta. Apoi tot în catalog, dar nu se găsește în magazin, doar în catalog am descoperit acest produs care este un produs auriu și anume un color shot de la Rabane. Din păcate... El se găsește, este singurul produs pe care l-am descoperit în Sephora, așa nume în catalog. Nu puteți să-l cumpărați și e păcat că ei nu, nu adaugă în paleta de produse și acest produs Rabane, pe care l-am găsit în Barcelona, în schimb, aveau brandul acesta. În România nu există. L-am descoperit doar în calendar și arată foarte bine. Este un auriu din acela. De a ai senzația că este auriul acela pe care îl găsești în și cum arată ambalajul, zici că este o vopsea pentru pictat mai degrabă decât un, un produs pentru ochi. Da? Foarte, foarte interesant acest produs, chiar chiar îmi place foarte mult și aici avem 4 ml, nu este foarte mult produs. Apoi, ce mai avem aici? Haideți să trecem că am terminat cu produsele de make-up și zic eu să mergem un pic și la zona de parfumuri. Și anume, parfumurile. Dacă vă doriți parfumuri fructate, gurmande, parfumuri deosebite sunt cele de la Kayali. Brandul Kayali există numai în Sephora, eu nu l-am văzut la Douglas, doar în Sephora și eu am ales să-mi cumpăr numai produse de 10 ml pentru că am parfumuri și nu mai îmi doresc să-mi cumpăr parfumuri decât în maxim 30 de ml. și ce am observat că nu toate brandurile și toate casele creează parfumuri în mini size și e păcat, pentru că toată lumea vorbește de sustenabilitate, vorbește de, nu știu, limitarea consumului și atunci cred că ar trebui să, cumva să apară produse cu size-uri de diferite mărimi, însă nu se găsește decât 10 ml, 50 și 100 sau cam așa ceva, 30 nu găsiți. Așa că mi-am luat de 10 ml, îmi place foarte mult acest parfum și da, acolo descoperiți și brandurile Kayali. Din păcate nu puteți să le testați în toate magazinele, sunt doar câteva magazine unde puteți să testați brandul acesta, știu sigur că în Mega Mall găsiți sigur brandul acesta Kayali și puteți să-l testați. Și ce e foarte drăguț, că deși are 10 ml, vine și cu pulverizator. Și acesta miroase divin. Deci miroase divin, divin, divin. Este un parfum foarte elegant, foarte feminin, foarte frumos. Este un parfum acum de toamnă, iarnă. E superb și acest parfum. Îmi place foarte, foarte mult. Este unul dintre parfumurile mele preferate. Da, deși nu l-am purtat foarte des pe acesta, însă îmi place foarte mult. Cred că mai degrabă mai mult l-am testat decât l-am purtat, dar este un parfum deosebit. Bun, apoi un alt parfum pe care l-am descoperit la uh, Sephora, este și acest parfum uh, sau apă de toaletă de la Maison Margiela și anume gama, aceasta replica, care cumva imită uh, parfumurile sau, mă rog, mirosurile, aromele din anumite momente cu care noi suntem familiari. Și aici avem, de exemplu, um, parfumul From the Garden, da, um, care are cumva um, miros de um, frunze de tomate. Sunt frunze de, de roșii. Miroase deosebit, foarte fresh, așa, foarte energizant. Uh, cred că acesta este unul dintre preferatele mele. Nu le-am încercat chiar pe toate, însă din ce am încercat pe acolo, acesta mi s-a părut cel mai deosebit. Uh, da, foarte frumos miroase, îmi place enorm acesta. Și l-am primit uh, la un eveniment Sephora, pentru că cei de la Sephora au evenimente primăvara, de fapt vara și uh, toamna, uh, evenimente în care își promovează produsele și fiecare persoană poate să vină să testeze produse uh, și în urma, prin cumpărarea biletului și participarea la eveniment, se primește un goodie bag. Practic este un eveniment pentru clienții Sephora sau iubitorii produselor uh, sau brandului Sephora, în care aveți ocazia să testați produse, dar să întâlniți și foarte multe persoane pe care le urmăriți în online. Eu am fost anul acesta la eveniment și am găsit, m-am întâlnit cu trei persoane pe care le urmăresc în mediul online și bineînțeles că am și stat de vorbă cu persoanele respective, adică nu am mers acolo și doar m-am făcut că le, le am, m-am dus și le-am și salutat și am schimbat așa câteva vorbe. Și e o idee foarte bună că prin acest eveniment practic și fidelizează clienții, dar și promovează produsele și poți să întâlnești, e și un, o ocazie de a socializa și de a întâlni oameni noi, e foarte interesant așa, da. Și am primit acest parfum și vedeți că am mai folosit din el pentru că s-a cam consumat și da, e un parfum pe care îl iubesc, îmi place mult și da, este super, super interesant acesta și la el am descoperit nu le am cumpărat, v-am zis cum, l-am primit în acel goodie bag. Goodie bag care a fost primit în urma cumpărării unui bilet, deci să nu credeți că a fost așa pe gratis. Bun, biletul de intrare la evenimentul Sephora este de 350 de lei și de obicei sunt puține bilete și dacă nu apucați să le cumpărați, nu mai există posibilitatea să mergeți la eveniment, deci trebuie să cumpărați biletul. Apoi un alt parfum pe care l-am descoperit la ei este acest Alien Hypersense. De altfel, acesta a fost un parfum foarte promovat. Peste tot, prin toate molurile, găseai, când a apărut acest parfum, găseai, mă rog, persoane care promovau, erau câteva zone din acestea de publicitate și marketing, dar și la Sephora. De fiecare dată când cumpărai ceva, primeai câteva sample cu acest parfum și l-am tot testat, până la urmă m-a convins și l-am și cumpărat. Îmi place foarte mult parfumul. Eu nu am avut niciun parfum de la Mugler, așa că îmi doream un parfum, însă acesta mi se pare mai bun decât primul parfum apărut Alien Simplu. Mi se pare mult mai bun făcut, nu știu de ce. Mi se pare mult mai feminin, mult mai atractiv. Îmi place mai mult parfumul acesta. Uh, și chiar am avut câteva, a fost o decizie asumată, pentru că l-am testat de câteva ori și nu a fost așa doar uh, uh, prima impresie. Da, l-am avut de câteva ori și l-am testat de câteva ori și într adevăr e un parfum care care chiar îmi place și mă bucur că mi-am luat 30 de ml și mi-am luat 10 ml. Pentru că e, e ceva care îmi place, un parfum pe care chiar îl, îl iubesc. Bun. Apoi un alt parfum pe care l-am descoperit tot la Sephora, da. Este și vreau să vă spun apropo de parfumuri, și acum au reduceri 25, 30%. Sunt au o serie de vânzări din acestea private, adică în aplicație poți să găsești reduceri, probabil că în funcție de cardul pe care l-ai. Și vreau să vă spun că uh, găsiți parfumul la reducere. Așa l-am cumpărat și eu pe acesta la, la reducere. Uh, și pentru că am cumpărat parfumuri, am primit și câteva sample -uri. Cred că vreo șapte sample de câte 5-7 ml uh, de bărbat și de femeie. <coughs> Și apoi un alt parfum care tot așa l-am descoperit la ei, este acest parfum Van Cleef Arpels. Acesta este un parfum foarte scump. Nu cred că l-aș fi cumpărat așa dacă nu l-aș fi primit în goodie bag. Mi se pare că goodie bag-ul meu a avut cel mai scump parfum din ce m-am uitat așa pe, pe la persoane. Acesta a fost cel mai scump parfum, nu știu, a pur și simplu a fost norocul meu, cum se zice. Uh, e drept că eu am avut mai puține produse de make-up decât alte persoane, însă mi-a plăcut că am avut acest parfum și mi-a plăcut foarte mult parfumurile. Și vă spun sincer, parfumul acesta la Sephora costă cam 800 de lei, cam așa, și chiar mă bucur că l-am primit. Și miroase foarte bine. Este unul dintre parfumurile mele preferate. Este un parfum din acesta de ocazie. De mers la o serată, de mers așa la un eveniment important, de mers la o operă, de mers la un, uh, nu știu, la un spectacol, la o cină din aceasta festivă. Deci, mi se pare. Este un parfum de eveniment, un parfum de ieșit la, nu știu, la o întâlnire, la un date foarte feminin. Un parfum din acesta care impresionează. Uh, însă, pe mine mă duce cu gândul, vă spun sincer, la parfumul eu îl văd similar cu parfumul de la Lancome la um, Idol, mi se pare a, cumva în aceeași zonă. Nu știu, dacă dacă mai pune să <coughs> fac un test între ce... <coughs> <coughs> Mai pune să fac un test între cele două parfumuri. Aș zice că sunt cumva în aceeași arie. Amândouă sunt așa, au foarte mult trandafir din punctul meu de vedere, sunt foarte intense, foarte persistente și rezistă foarte mult. Da, îmi plac foarte mult și îmi place și acest parfum, v-am spus și acel uh, idol de la Lancome. Dar acesta e, pur și simplu, am dat lovitura cu el, adică am avut goodie bag-ul norocos, ca să zic așa. Însă îmi place foarte mult și vedeți și voi că scrie că este colecție extraordinară. Foarte drăguță. Bun, un alt parfum pe care l-am descoperit. Da, să să mă gândesc dacă pe acesta l-am descoperit sau cumva altul. Nu, pe acesta cred că l-am descoperit. Da. Acest parfum l-am descoperit tot așa la Sephora, am fost eu într-o zi la ei și vreau să vă zic că mă tot fuțiam pe acolo și ce să credeți că am văzut acest produs și mi s-a părut super interesant. Am avut și o reducere de 10% și vreau să vă spun că mi-a plăcut foarte tare. Inițial n-am vrut să-l iau, am zis că am prea multe parfumuri, nu cumpăr, însă după ce l-am mirosit, având și acele note cu citrice, note citrate, note fresh, cu note din acestea răcoritoare, deci îmi place foarte mult parfumul acesta și nu aveam nimic de la Moschino gama aceasta toi cu ursuleți, așa că am zis că e timpul să-mi cumpăr și eu unul. Și practic a fost primul ursuleț cumpărat, cred că mai am unul. Da, cred că mai am unul. A fost primul ursuleț cumpărat și chiar mi-a plăcut foarte tare. Și îmi place foarte, foarte tare parfumul acesta, este super, adică chiar vi recomand. Este foarte rezistent, foarte intens și foarte persistent, așa. Și are un siaj foarte puternic în comparație cu alte produse, deși este un produs pe bază de citrice, te gândi că nu rezistă foarte mult, însă, surprinzător, acesta chiar este rezistent. Cam acestea au fost produsele în mare. V-am arătat așa câteva produse prin selecție, selectate. Am zis să, să vedeți exact ceea ce am descoperit eu. Evident că sunt foarte multe produse și foarte multe branduri. iar astăzi v-am arătat așa, să facem o recapitulare. Observați că sunt foarte multe branduri în Sephora și pe acele le-am descoperit și noi. Deci avem așa, Make Up Mario, Givenchy, Rare Beauty, avem Huda Beauty, avem Van Cleef Arpels, avem Mugler, avem Kayali, avem Maison, Maison Mar Margela, aveam senzația era să zic Marcela, Maison Marcela, Mar Maison Margiela, uh, Guerlain, uh, avem apoi Moschino, avem brandul Sephora, Fenty Beauty, ce mai avem? Tart, Dior um, și Rabane, avem și Rabane, v-am arătat și Rabane și Pat Megret, da? O grămadă de branduri găsim la, la Sephora și încă nu v-am zis chiar toate brandurile pentru că ar fi fost un clip foarte lung. Vă mulțumesc că m-ați urmărit până aici, vă mai aștept pe canalul meu și cu alte informații. Dacă v-a plăcut conținutul acestui clip, nu uitați să-mi dați și mie un like și un subscribe și urmează și urmează și urmează um, clipul. Cu produse pe care nu le găsim la Sephora. Deci, acum am zis ce găsim da, și ce am descoperit, dar și ce produse pe care nu le găsim în Sephora România. Și. Așa că fiți aproape, rămâneți pe canalul meu ca să vedeți exact ce clipuri mai fac cu produsele de la Sephora. Vă doresc alegeri inspirate, descărcați-vă aplicația, fiți și voi la curent cu toate reducerile și toate produsele care mai apar. Urmăriți pe Instagram, dacă sunteți iubitori de make-up sau vă place așa zona aceasta sau de ce nu, să descoperiți produse, este momentul și de asemenea, dacă vreți să vă achiziționați produse la prețuri rezonabile, vă recomand să vă achiziționați sau să vă uitați la calendarele Advent. Mie mi-a atras foarte mult atenția calendarul Favorites de la Sephora. O să vă trimit, o să vă las un link cu acele produse pe care puteți să le descoperiți și să vedeți detaliile cu produsele din calendarul Favorites. Este un calendar internațional, marea majoritate a produselor sunt deja în calendar, adică sunt deja ambalate, ca să vă zic sincer, și sunt produse, branduri pe care nu le găsiți la la Sephora, și o să discutăm imediat despre acele branduri când o să fac un alt uh, clip. Vă doresc craje inspirate! Și nu uitați să-mi dați un like și un subscribe! Subscribe! Mai că am dat o în bălbăială! <laughs>